Daru este meu de a vedea el, cam nu m-am greșit eu în viața mea, să spun așa. Am practică de 50 de ani. Darul meu de a vedea, cum n-am greșit eu la viața mea, am practică de 1000 de ani. Pentru vorbele astea eu nu iau bani. Aici care spune dumnealui că, adică altul, da, altul, om de cruci, mic de statură, da? Anii de naștere sunt 2 de 6 la urmă, adică din 66. Nu este implicat în acest, să spunem, omor. Această răfuială. Absolut deloc. Absolut. Aici om nu e implicat. Omul și ăla, mintitelul, hărnicelul, șahmatistul, trompetistul, filantropul, agonii. El cu nimic nu-i vinovat. El omor nu a comandat. El pe urechi macaroane v-a dat. Voi pe Dodon cu mințele ați votat. Trebuie discos asta din vorbire, trebuie discos asta din din ziare, din presă. Eu mi știu și omul care el spune că, adică l-a comandat, a doilea, da? Numele lui se începe cu litera V și familia cu P, adică Vlad Plahotniuc, am în vedere. El nu este implicat în comanda asta spre omul ăsta Gorgonțov. Absolut definitiv. Deloc. Zero. Imediat discos din presă, aceste minciuni alese, omul ăsta nu vă fură, el vă bagă crop în gură, cu miliardul furat, cu prim-ministru peste noapte votat, cu sistemul mixt adoptat, el nici de cum nu-i vinovat. Dar cine cu adevărat se face vinovat? Asta e Meta și cu tatu, care te-a lăsat pe tine să-l asculti pe un presupus auto-intitulat clar văzător, atunci când tu de fapt ar trebui să discuți cu procurori, cu judecători despre acest caz. Dar ce să-i faci, tânăr jurnalist de la așa numită televiziune Impact TV, care aparține politicianului Marcel Darie, președinte al Federației Naționale de Arm Wrestling? Ce să-i faci dacă uneori e cazul să te îmbraci la costum și să iei în serios un tip care se crede Santa Claus, dar se îmbracă în cowboy, nu? Așa e când ai memoria scurtă și nu-ți amintești când în 2014 el a fost întrebat, dar ce o să întâmple după alegeri? Și el a zis că la un an după alegeri, după și PDM-ul va câștiga alegerile din 2014, și aici nu s-a întâmplat? Curios. Apoi că după asta au zis că Moldova se va integra în Uniunea Europeană. Nu s-a întâmplat asta. Poate el a avut în vedere acel un an despre care Andrian Candu ne-a vorbit, că peste un an o să fie mai bine. Interesant, dar după asta el în 2016 a declarat că în turul 2 al alegerilor prezidențiale va nimeri Igor Dodon cu Marian Lupud, când de fapt a nimerit Maia Sandu cu Igor Dodon. Curios, și aici eu greșesc. Dar cum așa? El a zis că de la 12 ani a descoperit acest dar. De la 12 ani s-a arătat în JIS. Hai acum să ne exprimăm dorința noastră publică. Să ne exprimăm dorința ca acest Moise Lepădatu să mai aibă încă un JIS puternic, de ăsta formator ca personalitate, care să-i arăte lui că poate e timpul zbeuleac de ceai, să nu se deorgăiască, să nu mai creadă că el este clar văzător. Dar și mai important, poate e cazul și unor jurnaliști să nu se ia prea tare în serios când vorbesc cu un impostor. Iată. Până în alta, eu vă invit pe 18 noiembrie la Padova să ne vedem la o sesiune de previziune astrologice despre viitorul nostru, în care eu văd foarte clar, eu n-am greșit niciodată. Eu văd că deja e mai bine. În următorii 5 ani, bugetul țării ar trebui să crească de 4 ori, iar PIB-ul de 3. La Padova ne vedem, nordul Italiei, moldoveni, neamuri, chemați unul lângă altul să ne adunăm și să prezicem viitorul cu mine, Moise Infrared Lepădatu. V-am pupat-o!